A venit primăvara și odată cu vremea frumoasă a venit și plăcerea de a petrece mai mult timp plimbându-ne prin parcuri sau hoinărind prin natură. Ba mai mult, primăvara a salvat și cărțile din bibliotecile stradale. Cărți care, sperăm cu toții, nu vor mai fi folosite pentru foc, așa cum s-a întâmplat iarna aceasta. Cu ajutorul dumneavoastră a iubitorilor de carte care ați dat curs apelului privitor la donația de carte, rafturile bibliotecilor stradale din Deva sunt din nou pline, iar managerul Bibliotecii Județene vă mulțumește tuturor pentru implicare. Pentru a facilita tuturor doritorilor accesul la o carte bună, Biblioteca Județeană, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a renovat mini-bibliotecile din oraș și le-a aprovizionat din nou cu cărți. Volume provenite în urma donațiilor făcute de cititorii care au răspuns apelului făcut de bibliotecă, după ce toate cărțile au dispărut de pe rafturi în această iarnă, fiind folosite de persoane rămase încă necunoscute, drept combustibil pentru încălzire. Vă mulțumim mult pentru efort, pentru donație, pentru implicare și pentru că vă pasă. Vă rugăm pe toți, indiferent dacă faceți parte dintre cei care ați donat cărțile sau cei care veți beneficia de acestea, să ne ajutați în continuare să le protejăm, să le păstrăm pentru a putea fi citite, pentru a putea fi împrumutate și de alte persoane. Să încercăm împreună să-i educăm pe cei care ar încerca să le distrugă sau să le devalizeze, fără a ține cont de nevoile celorlalți locuitori de veni care s-ar bucura de o carte când sunt la plimbare prin oraș. Biblioteca vă mulțumește tuturor anticipat și mini-bibliotecile vă așteaptă cu rafturile încărcate de cărți, a transmis managerul Bibliotecii Județene Sebastian Bara.